Că noi de obicei nu știm să ascultăm la rugăciune și trebuie să învățăm să ascultăm vocea lui Dumnezeu, pentru că în toată Biblia Dumnezeu vorbește. Nu știu dacă sunteți convinși, dar am aici vreo două pagini de texte biblice, toate cu expresia asta că noi trebuie să ascultăm. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu a vorbit oamenilor din Biblie. Nu-i așa? A vorbit cu Avram, a vorbit cu Moise, a vorbit cu Daniel, a vorbit cu Iosif. În toată Biblia a vorbit cu Pavel. Eu nu cred că s-a schimbat Dumnezeu, cred că e ceva rău cu noi. Dumnezeu vrea să vorbească cu noi. Ideea este când vorbește cu noi și cum. Noi trebuie să învățăm să ascultăm vocea lui Dumnezeu, să ascultăm, să învățăm să auzim glasul lui. Și spuneam că prima cale de a-L cunoaște pe Hristos este rugăciunea. A doua spuneam că este așa, studierea cuvântului. Ne-am cam pierdut obiceiurile bune, foarte puțin mai citesc din Biblie, dar ideea este că ar trebui să nu treacă nicio zi fără studiu și rugăciune, să studiem cuvântul. Și a treia spuneam că mersul la adunare, închinarea. Noi spunem că-L cunoaștem pe Hristos. Dați-mi voie să mă îndoiesc. Nu vorbesc de dumneavoastră. Acum vă cunosc puțin, dar totuși nu destul ca să știu viața noastră privată, ce faceți acasă. Și de obicei oamenii, în special creștinii, au o viață dublă. La adunare sunt sfinți și acasă sunt cine sunt ei. Da? De fapt au mai multe, nu dublă, triplă, ca o viață pentru servici, o mască pentru servici, o mască pentru adunare, o mască pentru peste tot. O mască pentru rugăciune. Noi și când ne rugăm avem o mască, ca și cum Dumnezeu n-ar știe cum arătăm. Când ne ducem la rugăciune, ne prefacem, ne schimbăm vocea, vorbim subțire și dulce, așa, vai Doamne, ceva de genul ăsta. Ne schimbăm vocea, ne schimbăm cum ne purtăm, cum... avem și o mască pentru Dumnezeu, ca și cum l-am putea păcăli pe Dumnezeu. Dar ideea este că în realitate, faptele vorbesc mai bine decât vorbele. Iisus a zis, după roadele lor, îi veți cunoaște. Când Iisus se ruga, Lazarus, vino afară. Ce s-a întâmplat? A venit afară. Poate că nu știți, dar erau 28 de fit. Cât înseamnă aia dacă împărțiți la 3, ca să așa rotund, să discutăm în metri? Haideți că eu nu știu geografie, cât înseamnă? 9. Când așa, matematică, nu geografie. Deci în jur de 9 metri adâncime am fost în peștera aia. Nu este că e o piatră și acolo e o gaură în piatră. Nu. Sunt scări, coboară, o ia la dreapta, coboară, o ia înainte, coboară, o ia înainte. În total 9 metri adâncime de scări, culoarul e foarte îngust. Iar el, spune Biblia, că era înfășurat. Și când a ieșit, cum era? Tot înfășurat. Deci Duhul Sfânt n-a trebuit numai să-l învieze. A trebuit să-l ia... să-l urce 9 metri, să-l pună la ușă. Vă dați seama ce minune? Înviezi pe cineva din morți și îl și aduce așa înfășurat la ușă. Nu știu dacă știați treaba asta, dar dacă vă uiți acolo, vedeți că mormântul lui Lazarus e încă acolo. Unde-i puterea aia? Eu așa știu că dacă avem o relație cu Dumnezeu, când prezența lui Dumnezeu vine, nu vine așa numai o vorbă. Dumnezeu e puternic, că dacă nu e puternic, nu e Dumnezeu. Nu-i așa? Când prezența lui Dumnezeu vine, vine și puterea lui. Zice, stați în cetate și rugați-vă și voi veți primi o... Unde e? Unde e puterea aia? Când vine Duhul, când va veni Duhul, veți primi o putere și veți fi martori. Unde e puterea aia, fraților? Ucenicii, când au primit Duhul, s-a zdruncinat, spune Biblia, în mod fizic. S-a zdruncinat locul. Și au început să vorbească cu putere și se botezau cu miile și bolnavii erau vindecați. Vă amintiți? Spun adevărul sau mint? Este în Biblie sau nu este? Este, bineînțeles că este. Căutați acolo. De la fapte 2 înainte, 3, 4, citiți acolo să vedeți. Au primit putere. Unde e puterea? Dacă îl cunoaștem pe Hristos și dacă avem prezența lui, Dumnezeu nu vine fără putere. Și că a venit săracul, dar și-a uitat puterea acasă. Dumnezeu nu vine fără putere. Unde este puterea? Și atunci vă pun o întrebare foarte clară. Avem prezența Lui sau doar vorbim de prezența Lui? Că sunt două lucruri diferite. Cu totul diferite. Avem prezența Lui sau vorbim de prezența Lui? Eram la Monterey, aici în California, acum două săptămâni, la Prayer Convention și după asta a fost Ministry Convention. Vorbeam acolo. Și vorbeam de rugăciune. Și am avut 9 ore de vorbit, în fiecare zi câte 2, plus 2 sesiuni generale. Grămadă, lume multă, sala aia, auditoriul ăla era mare, măi frate, peste 2000 de oameni, din spate până în față, scena, stage-ul unde era vorbitorul
se vedea vorbitor atât de mine, nu puteai să-i distingi fața, să vezi cine e. Și vedeai pe două ecrane mari, în stânga și în dreapta, imense. Și toată mulțimea aia de oameni, acolo, vorbeam de rugăciune și ne rugam cu toți. Și în sfârșit a fost o mișcare extraordinară. S-a simțit prezența lui Dumnezeu. S-a simțit revărsarea Duhului Sfânt acolo. Și să trec, să nu intru în detaliile alea, deși sunt povești foarte frumoase care v-ar interesa să le auziți. După aceea am vorbit la o sesiune mică, se numește Breakout Session. Și erau 16 camere diferite și 16 vorbitori pe 16 teme diferite. Eu eram unul dintre ei, vorbeam de rugăciune. Și au venit în cameră, s-au umplut camera, au pus și trei rânduri de scaune în fața ușii, așa în semicerc. Și în timp ce predicam despre rugăciune, începe telefonul să facă bip, bip. Îl pusesem pe vibrat și când vibrează mai face și un bip scurt. Bip, bzz, bip, bzz. Deci, vezi, cineva vrea să mă electrocuteze, ce e aici? Și n-am putut să mă uit la telefon în timp ce vorbeam, că vorbeam. L-am lăsat în pace, a început să mă deranjeze, tot bipăia, dar nu se oprea, parcă era posedat. Bzz, 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 bzz. Și tot continua. M-am cam iritat frumos, l-am luat din buzunar, m-am dat așa lângă un scaun, l-am aruncat pe scaun cu fața în jos, nu mai văd și mi-am văzut de treabă. Am terminat predica și după ce am terminat predica, oamenii vin să vorbească cu tine. Au venit, am vorbit cu unul, cu altul, nu se mai terminau, până la urmă am vorbit cu toți care așteptau pe acolo. După aceea îmi iau telefonul să văd cine mă bate la cap de nu. Puteam să trimite și un mesaj, două, dar nu, 100, dă-o încolo de treabă. Când mă duc, unul din membrii mei, nu vă spun numele, deși nu-l cunoașteți, în sfârșit. Pastore, să vă dau un background, să vă dau ce se întâmplase. Soția lui și-a rupt mâna în urmă cu un an. Tot când mi-am rupt și eu mâna, am avut 6 ancore aici în numărul ăsta. Eu mă lăudam că nu mi-am rupt în viața mea niciun os. Uite că nu mai pot să mă laud. Dacă nu mă lăudam, nu o rupeam. Mi-am rupt-o că m-am lăudat. Așa. Și am 6 ancore aici și un timp n-am putut să o mici deloc. Mi-a spus doctorul că n-a văzut pe nimeni se vindece așa de repede. După 5 zile eram cu mourul, tăiam iarbă. Și băi, n-ai voie că se zdruncină, lasă-mă, Doamne, în pace. După vreo 2 săptămâni, trebuia să țin 3 luni chestia aia, după vreo 2 săptămâni am dat-o jos, am aruncat-o și eram în copac, tăiam crengi. Și zice doctorul, s-a vindecat, uite, poți să o miști, cum vrei tu, că alții nu o mișcă. Păi s-a vindecat că mă mișc, nu stau așa și nu mișc 3 luni. Familia asta, când și-a rupt ea mâna, nu i s-a mai vindecat. A trecut un an și nu s-a vindecat. Un an și nu se vindeca. Și dureri cumplite, zi și noapte. Și tratamente, și medicamente, și rugăciuni, nimic. După un timp n-au mai putut să aștepte. După ea au angajat pe altcineva, deși a pierdut și serviciu. El, între timp, avea greutăți la servici și după aceea a început să aibă și probleme spirituale și așa mai departe. Problemă după problemă nu se mai terminau. Și i-am vizitat, m-am rugat că-i. Dar acum eram în Monterey, nu eram în Kentucky. Și vorbeam, predicam. Text după text. Când mă duc și încep textele, pastor, trecem prin greutăți, nu pot să spun ce s-a întâmplat, dar pe lângă tot necazul care era, au mai venit vreo 2-3 necazuri. Ce să facem? Următorul mesaj, pastore, te rog frumos, roagă-te pentru noi că suntem disperați. Următorul mesaj, pastore, îți trimit mesaje și nu răspunzi, ce-i cu tine? Următorul mesaj, pastore, cred că nu-ți pasă de noi. Și era din ce în ce mai rău, mai agitat. Cred că nu-ți pasă de noi, nici nu mai vin la biserică. Dacă eu îți spun că sunt disperat și am nevoie de rugăciune, nu vezi că mă rog degeaba? Unde e Dumnezeu? De ce nu răspunde? Următorul mesaj. Știi ceva? Nu mai vreau nici să mă rog. Următorul mesaj. Din rău în rău. După ce le-am citit eu 26 sau cât erau de mesaje, obosesem să citesc o epistolă întreagă. Putea să scrie o carte? Îi trimite apoi. Fii atent. Uite ce faci. Faci exact ce spun eu. Și în timp ce încerc să trimit mesajul, sună telefonul. Era el. I-am răspuns la telefon. Zic, uite, care-i treaba? Nu că nu-mi pasă. N-am putut să răspund că predicam. O, îmi cer scuze, n-am știut că predici. Normal, dar nu trebuie să te grăbești să judeci. Dar nu i-am spus asta, am tăcut din gură. Și n-ai de ce să te grăbești să judeci pe cineva, că nu știi viața oamenilor, nu? Și zice, ce mă fac? Ce vrei să mă fac? Zic, calm down. Hold on for a second, just wait. Zic, uite ce faci. Faci exact ce spun eu, cuvânt, cuvânt. Și stă și ascultă, și că știi tu ce să fac? Exact ce să faci. Spun eu ce să faci. Zice, și dacă nu merge, zic, nu mai comenta, eu sunt pastorul, tu ești membru, acum asculți. Zic, de-aia m-a trimis Domnul, nu? Zic, nu mai comentezi, acum asculți. Zice, ok, dar dacă nu-ți de acord, zic, băi, taci din gură o secundă, mai. Acum asculți, acum nu vorbești. Uite ce faci. Vreau să cauți în Biblie 10 făgăduințe. 10 Bible promises. Vreau să cauți 10 făgăduințe. Poți să faci treaba asta? Da, poți să le găsești, sunt în psalm o groază. Zic, nu comenta, da sau nu? Da, ok. Cauți, le scrii. Cu mânuța ta, le scrii pe o hârtie, pe așa, pe un 2x4 card, și pe ce le scrii, vreau să te pui pe genunchi și să le citești lui Dumnezeu la rugăciune.
Vreau să le citești lui Dumnezeu la rugăciune. Zice, păi care-i rostul? Ce, nu le știe? Zice, băi, iar comentezi. Zice, nu mai, faci ce spun eu acum. Vreau să le citești la Dumnezeu și vreau să nu te mai rogi pentru tine. Zice, dar ție nu-ți pasă că am probleme. Zice, băi, asculți sau n-asculți? Ce e rău cu tine? Zic, tu ai o problemă, dar zice, da, multe. Zic, nu alea, alta. Tu nu știi să asculți, man. Și zic, uite care e treaba. Dumnezeu te-a auzit. Ești de acord că te-a auzit când te-ai rugat? Zice, da, știu că m-a auzit. Și atunci nu-i decât două variante. Ori Dumnezeu nu te iubește și te rogi degeaba. Nu? Dacă nu te iubește, ce să-i faci? Nu poți să-l obligi. Ori Dumnezeu te iubește și te aude, dar e ceva rău cu tine. Liniște. Acum am învățat să tacă. Dar nu că vrea să tacă, nu-i convenea ce-i spuneam. Zic, uite care e treaba. Dumnezeu știe, de acord că știe. Știe sau nu știe Dumnezeu problemele noastre? Oh, le-a știut înainte să avem probleme, le-a știut înainte să ne naștem, a știut toate zilele noastre, tot, în detaliu. De acord cu mine? Dumnezeu știe, Dumnezeu te iubește, a dat pe Fiul lui pentru tine, nu? Dumnezeu are putere să le rezolve, de fapt Dumnezeu poate să zică un cuvânt să fie rezolvate, nu? Zic, e ceva rău cu tine, mă, nu cu Dumnezeu. Și zic, nu e vorba că tu nu i-ai spus lui Dumnezeu. Tu gata, i-ai spus, cred că de 1000 de ori. E vorba că tu nu te focalizezi pe Dumnezeu, tu te focalizezi pe probleme. Și eu n-am învățat niciunde în Biblie că trebuie să-mi pun ochii pe probleme. Eu am învățat că trebuie să-mi pun ochii pe Hristos. Când întorc capul și mă uit pe probleme, mă scufund. Numai când întorc capul și mă uit spre Hristos, plutesc. Și asta e teorie bună, dar practica ne mănâncă. Și zic, vreau să nu-ți mai fixez ochii pe probleme, vreau să-ți fixez ochii pe Hristos. Și da, da, asta e greu. Zic, mă, iar comentezi. Zic, poți să faci treaba asta pentru o oră. O oră, nu o să mori, o oră. Și zic, o oră, citești făgăduințele lui Dumnezeu și începi să-i mulțumești. Doamne, îți mulțumesc că l-ai dat pe Iisus pentru mine. Doamne, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat. Zice, da, dar uite, acum nu-ți binecuvântat. Zic, lasă-mă, mă, iar comentezi. Te-a binecuvântat Dumnezeu vreodată în viață, dacă ne gândești 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani în urmă. Ai avut vreodată vreo experiență bună cu Dumnezeu? Da. Ok, de aia vorbești. Doamne, mi-amintesc atunci și atunci și atunci. Păi ce, da, am avut multe. Ok, le spui pe toate. Ce, păi sunt multe. Le spui pe toate. Le iei la rând. Atunci, atunci, le iei una câte una. Do not forget. Nu uita niciuna din binefacerile lui. Zi, le spui pe toate și îi mulțumești. Apoi citești făgăduințele și iar îi mulțumești. Și după aceea îi spui așa. Îți mulțumesc că mă iubești și că ai, nu că vei lucra, că ai lucrat. Și după aceea nu te-ai mirat rugăciunea. Mai spui un lucru la rugăciune. Spui așa, Doamne, eu am probleme, dar sunt alții cu probleme mai mari ca mine. De acord sau nu? Vreau să trimis pe cineva la mine care are o problemă mai mare ca mine să-l ajut. Zice, dar care-i rostul? Explică-mi. Zic, mă, tu vrei să înțelegi tot. Zic, uite care, să-ți explic care-i rostul. Binecuvântarea cea mai mare nu e să fii binecuvântat, ci e să binecuvintezi. Și noi suntem binecuvântați în măsura în care binecuvântăm. Dacă nu binecuvântăm pe alții, oricât am cere binecuvântare, nu o primim niciodată. Noi suntem binecuvântați numai în măsura to the degree. Numai în măsura în care binecuvântăm. Și noi nu creștem. Cât ne-am luptat cu păcatul, nu biruim. Numai în măsura în care ajutăm pe alții să crească. Așa a lăsat Iisus. Dumnezeu nu avea nevoie de noi. Noi nu suntem buni, nu suntem perfecți. Dar prin faptul că lucrăm cu alții, creștem noi. Și oamenii nu prind chestia asta. Și am spus, vreau să-i cer Dumnezeu să-ți trimită pe unul care are probleme mai mari ca tine. Ce? Cred că pot să fac asta. Cum mai ce aia cred că pot? Poți! Mare lucru să zici, Doamne, trimite pe un amăr la mine. Ce, cred că pot. Zice, bine, 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 fac așa. Zic, acum. Zice, acum. Zic, acum, eu închid telefonul și uite, eu aici iau un grup de pastori care sunt aici în camera, în prayer seminar și mă rog pentru tine. Tu, acum, te pui pe genunchi cu soția ta și te rogi pentru ce ți-am spus eu. Zic, hai să recapitulăm. Ce faci? Păi strâng 10 făgăduințe, mă pun pe genunchi, le citesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc pentru binecuvântări și apoi rog să-mi trimită. Zic, gata, bravo, ai memorie bună. Am închis telefonul, m-am rugat pentru el cu pastorii. Nu mi-a mai dat telefonul înapoi. N-am știut ce să fac, m-am rugat mai departe. M-am dus la cameră, m-am rugat toată noaptea. Că nu poți să te joci cu chestiile astea. Că dacă nu iese bine, după aceea ce îi spui omului? Ori nu-mi pasă mie, ori nu-i pasă lui Dumnezeu, ori e tot o minciună. Nu poți să te joci cu așa ceva. Rugăciunea ori e serioasă, ori nu-i deloc. Tatăl meu spunea, cu fund în două bărci, te neci. Ori o lași baltă, ori o faci bine. Nu? Și o prostie când o faci. Ori o faci bine, ori nu o faci deloc. Nu merge așa, cu fund în două bărci. M-am dus acasă, adică acasă, la hotel și am început să mă rog. Și m-am rugat, s-a făcut 9, s-a făcut 10, s-a făcut 11, s-a făcut 12, s-a făcut 1, s-a făcut 2. Continuam, Doamne, nu te las până nu-i răspunzi acestui om. Un an au suferit. Nu renunți până nu îi dai. Nu trebuie să faci ca noi, că tu ești Dumnezeu. Facă-se voia ta, nu?
Dar trebuie, chiar dacă necazul nu trece, dar trebuie să-i spui așa, harul meu este suficient. Vreau să te duci acolo să-i dai har suficient ca să poată să treacă. Pentru că tu ai spus, Doamne, când vei trece prin ape, nu zici dacă vei trece, vei trece sigur, dar când vei trece, voi fi cu tine. Când vei trece prin foc, vei trece prin foc, voi fi cu tine. Nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Nu-i așa? Te-am scris pe palmele mele. Doamne, vreau să treci cu ei prin foc. Până la două am adormit la rugăciune. Vi s-a întâmplat vreodată? Nu știu, de mine s-a întâmplat. Am adormit la rugăciune. M-am trezit pe la 5 dimineața, pe genunchi, lângă pat, cu capul pe pat. M-am trezit. Zic, Doamne, mai ești aici lângă mine? Zic, ok, hai să continuăm. Te rog frumos. O luăm de unde am lăsat-o. Azi nu mă duc la sală, nu vorbesc, că îi las pe ea să aștepte până nu-mi dai răspuns. În timp ce mă rugam, la ora 6:30, începe telefonul. Bzzz, 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 bzzz. Și mi-am zis, măi, ăsta ori e ăla, ori e Domnul. Îmi răspunde la rugăciune, că poate, Dumnezeu poate să răspundă și prin telefon, nu-i așa? N-ai de râs, Dumnezeu poate să răspundă cum vrea El. Nu? Și zic, stai puțin să văd dacă ești tu. Și m-am oprit de la rugăciune, mă duc la telefon. Și era să-i zic numele. Membru de la biserică. Ce pastore, să vezi ce s-a întâmplat. Și am început să-i citesc, după ce le-am scris, am început să-i citesc făgăduințele. Și le citeam, nu s-a întâmplat nimic. Și le citeam și am început să-L mulțumesc pentru ce a făcut. Și în timp ce îi mulțumeam, mi-am amintit ce a făcut Dumnezeu pentru noi ani în urmă. Și în timp ce mi-am amintit, mi-au venit și alte povești. Și în timp ce le spuneam, mi-au venit și altele. Și în timp ce le spuneam, mi-au venit și altele. Și am început să uit de necazuri. Când îți pui ochii pe Hristos, nu pe probleme. Și am început să uit de necazuri. Și am început să am bucurie. Ce de un an de zile n-am avut pace în suflet. În sfârșit, după un an, am început să am bucurie și pace. Și în timp ce aveam pace în suflet, am început să am încrederea că deși nu înțeleg eu prin ce trecem acum, Dumnezeu știe și va lucra. Și să-mi pun încrederea în El chiar dacă nu înțeleg. Și în timp ce aveam pace în suflet, sună telefonul. Ce sună de la mine de la serviciu cineva și îmi spune, uite ce am pățit. Probleme mari, soția, cancer, cu tare. Începe să-mi dea detalii. Și zice, sunt disperat. Și ce problemele lui sunt de 10 ori mai mari ca ale mele. Și am început să-i spun și lui de experiența mea. Și să aibă încredere în Dumnezeu. Și m-a rugat cu el. Și ce pastore, în timp ce mă rugam cu el și a început să plângă omul așa, îmi mulțumesc că m-a întărit. M-am gândit, cine sunt eu să-l întărez pe el când eu mă chinui? Și ce m-am simțit atât de binecuvântat că pot să ajut pe cineva. Că ce am vrut să spun, îți mulțumesc, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Și ce nu știu cum se va rezolva, dar am pace. Știu că Dumnezeu va lucra. Nu mă îndoiesc. Și am răspuns, păi, băi, ai greșit. Dumnezeu nu va lucra. Dumnezeu a lucrat deja. A lucrat deja, doar că tu trebuie să ajungi la punctul ăla, ca Daniel. Când ai început să te rogi, eu am început să lucrez, numai că mi-a trebuit 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni să mă lucru cu căpetenia mezilor și a perșilor. Vă amintiți? Dar tu când ai început să te rogi, eu am început să lucrez. Numai că rugăciunea nu este un event, este un proces. Răspunsul la rugăciune, de obicei, e un proces care durează o perioadă. Fraților, vreau să vă gândiți la treaba asta. Mergem la rugăciune și nu avem nici un fel de putere. Nici un fel de putere. Și vorbim de puterea lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu, bolonii. N-are niciun efect asupra nimănui. Oamenii nu vin aici să audă o predică, fraților. Nu vin aici să asculte o cântare și să vadă niște scaune frumoase. Oamenii vin aici pentru că îl caută pe Dumnezeu. Și dacă nu-L găsesc pe Dumnezeu cu putere, nu stau aici. De ce nu se botezau pe timpul apostolilor până n-a venit ziua 50.000? Pentru că n-au văzut nimic acolo. După ce s-a revărsat Duhul Sfânt cu putere, au venit oamenii cu miile. De ce nu vin oamenii în zilele noastre la biserică? Pentru că nu văd prezența lui Dumnezeu să vină în așa fel încât să ieșim afară, să fie plin de glorie aici. Să se miște locul cu totul. Când e un bolnav, ne rugăm pentru el să se rezolve. E adevărat că trebuie să se facă voia lui Dumnezeu, nu voia mea. E adevărat. Dar până una alta, nu ne rugăm sănătos. Nici nu ajungem măcar să știm voia lui Dumnezeu. Iisus a zis așa, voi veți primi o putere și îmi veți fi ucenici. E promisiune, Dumnezeu nu minte. Iisus a zis așa, dacă aveți credință, veți muta? Promisiune, fraților. E o promisiune. Iisus a zis așa, voi veți face lucruri mai mari decât a făcut. E o promisiune, nu e așa? Fraților, unde e puterea aia? Are rugăciunea putere sau nu are?
Și de ce nu se vede în viața noastră? Ce ar fi să, în viața fiecărui membru adventist, rugăciunea să aibă putere? Vă dați seama? Vă dați seama ce s-ar întâmpla cu biserica asta? Ar exploda de-a dreptul. Nu mă refer la bombă, Doamne ferește. Mă refer la creștere. Vă dați seama ce ar fi aici? Spune așa paragraful din Testimonii, volumul 7, pagina 30. Pentru fiecare care se dedică lui Dumnezeu fără rezerve, este dată putere nelimitată cerească. Câtă putere? Vă dați seama, putere cerească nelimitată pentru attainment, pentru attainment, cum traduceți? Pentru a rezolva, să zicem, attainment of measureless results, nu știu cum să traduc, pentru a avea rezultate fără limită. Uite că am tradus, mulțumesc. Și după aceea aici așa, tot ce au făcut ucenicii, fiecare membru din biserică trebuie să facă astăzi. O lucrare similară cu a lui Hristos este dată membrilor. Ziua din Pentecost, ziua cinzecimii, trebuie să se repete astăzi. Pagina 30 la 33. Testimonii, volumul 7, pagina 30 la 33. V-am dat câte trei frânturi din trei paragrafe diferite. Fraților, Dumnezeu nu trimite puterea cu poșta. FedEx. Dumnezeu nu-și trimite un pachet cu putere și când îl deschizi, Aladin și cu lampa fermecată. Dumnezeu, puterea vine când vine El. Și noi nu avem putere pentru că nu-L avem pe El. Eu știu că sună așa puțin jignitor sau rană, dar dacă ar fi Dumnezeu aici, ar fi și putere. Nu face logic. Nu e logic. Nu putem să ne rugăm pentru putere fără să avem o relație. Nu putem să ne ducem la Dumnezeu într-o criză, la un moment, să-i cerem ajutor, dacă nu ne-am rugat zi de zi, ca Daniel. Nu poți doar așa la nevoie, Doamne, ajută-mă acum, că uite, mi-am pierdut serviciul. Trebuie să ai o relație cu Dumnezeu zi și noapte, dimineața, la prânz, după amiaza, seara, noaptea, tot timpul să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu-i de mirare că nu avem încredere în El, pentru că nu-L cunoaștem. Nu-i de mirare că nu lucrează. Vreau să vă dau un exemplu. Ne ducem la rugăciune și ne îndoim. De-aia trebuie să-L lăudăm întâi. Pentru că fără credință este cu neputință. Vă amintiți? Să-i fim plăcut Dumnezeu. Pentru că cine se apropie de El trebuie să creadă. Ne ducem la rugăciune, v-am povestit eu cu Ovidiu, băiatul meu. El era atâta și motocicleta mea era atâta. Titecule, vreau și o motocicletă ca a ta, dar la fel de mare ca a ta. Și m-am amintit de mine, când eram mic, cum vrea motocicleta al tata. Zic, băi, tu ești noroc, mă. Tu nu poți nici să te sui pe motocicleta mea. Cum să-ți dau o motocicletă ca a mea? Îți dau din aia Hot Wheels, atâta. Stă să uită la mine. Dar tu de ce o ai atâta? Zic, măi, ok, îți dau una, o motocicletă, atâta. Am închis, una de 10 dolari, nu de 2. Stă să uită la mine. Și că, tăticule, dacă negociem, eu nu renunț la tot așa deodată. Zice, dacă nu e atâta, măcar atâta. Zic, ok, atâta. Și ok, atâta. Zic, ok, atâta. Ok, atâta. Și am început să ne apropiem așa, să negociem. Renunțam eu puțin, renunța el puțin. Până am ajuns la una atâta. Și acolo am ajuns la înțelegere. Zic, dar cu trei roți și cu pedale. Fără motor. Ok. Motocicletă cu trei roți, cu pedale, cam atâta. Așa, pe măsura lui. De-abia să se ia pe ea. Când i-am spus ok, ce? Când? Mâine. Mâine îmi cumperi motocicletă atâta cu trei roți și cu pedale. Da! Și a început să țipe. Am crezut că îl doare ceva. A început să țipe ca glontele prin ușa afară, s-a dus în fața clădirii și a început să țipe la toți copiii. Am motocicletă atâta cu trei roși și cu pedale. Și toți în jurul lui, scoate-o să o vedem. Și el zicea, nu, mâine mi-o cumpără. Și aia, dar de unde știi? Știu eu dacă a zis titicul, gata. Cum de nu s-a îndoit? Dacă uit, dacă nu pot, dacă nu o găsesc, dacă... Nu l-a mai interesat nimic. S-a bucurat tot, a început să sară în sus și în jos și să țipe. Noi nu mergem așa la rugăciune. Noi ne îndoim, dacă nu lucrează, dacă. Și vrem ca Dumnezeu să lucreze fără credință, e cu neputință. Clar ca lacrima. Așa, negru pe alb. Când mergi la rugăciune, măi frate, trebuie să nu-ți permiți în minte să vină vreo umbră de îndoială. Trebuie să zici, eu vorbesc cu Dumnezeu aici. Și Dumnezeu e bun și Dumnezeu e puternic și va face ce e bine. Și nu las pe Satana să aducă o umbră de îndoială în gândul meu. Cred. Așa nebunește, prostește, cred. Pentru că credința este nebunie pentru lume. Nu spune așa? E nebunie pentru logica umană. Cred, n-am nevoie să înțeleg, pentru că nu e bazat pe mine, pe logică, pe ce pot eu, pe ce merit eu. E bazat pe El.
Și eu n-am cum să-L înțeleg pe Dumnezeu cum lucrează, dar pot să aleg să cred. E așa sau nu e așa? Într-un cuvânt, Doamne, știi ceva? Cred că ai lucrat. Nu știu, nu văd, nu înțeleg, dar cred. Îți mulțumesc? Wow! Și încep să sar și le spun la toți. Dumnezeu a răspuns. Zice, da, dar dacă nu răspunde, te faci de râs. Păi aia ce e? Se numește necredință, frate. Ma noi nu știm cum răspunde Dumnezeu. Nu trebuie să exagerăm. În sensul că trebuie neapărat să facă ce am zis eu. Că de aia zicem, facă-se. Nu știm cum, dar știm că răspunde. Spune așa în spirit profetic, că nu există nicio rugăciune sinceră care să meargă fără răspuns. Vă dau paragraful. Câte? Niciuna. Zice, for every single genuine prayer, there is an answer. Așa zice, la fiecare rugăciune sinceră, Dumnezeu dă un răspuns. Dar după aceea zice, dar ar fi greșit să credem că Dumnezeu răspunde cum vrem noi. El răspunde cum e bine. Și dacă am ști sfârșitul de la început și noi am alege la fel. Așa scrie, nu vă spun de la mine. E cuvânt inspirat. La fiecare rugăciune Dumnezeu răspunde. Păi atunci poți să sari în sus, Doamne, îți mulțumesc, te lau. Gata, a răspuns Domnul. Eram acasă și îmi trimite, mă sună băiatul, același, cu motoșel, acum e mare, e căsătorit. Și are 24 de ani, vă dați seama, numai are 3 ani, 4 ani. Și zice, tati, îmi trebuie taxele de anul trecut ca să pot aplica pentru scholarship. Zic, gata, mă, ți le trimit într-o secundă. Mă duc și le caut, și le caut, și le caut. Aoleu, m-a luat stomacul, nu le găsesc. Le caut iar, nu le găsesc. Mă duc în office. Când ne-am mutat, le-am pus toate prin cutii. Unele cutii nu le-am deschis, unele cine știe pe unde au ajuns. Unele au rămas încă în Wisconsin, în basementul băiatului celuilalt. O groază, am căutat toată ziua, am dat casa cu susul în jos. A început să mă doară stomacul și eu nu sunt un, așa se, nu știu, dumneavoastră nu mă știți pe mine, nu sunt un tip patient, așa, nu sunt calm. Harul lui Dumnezeu mă face calm, dar nu sunt calm. Și, era să dau cu toate de azvălit, am venit să răstom casa cu susul în jos. Nu știam ce să mai fac. Și soția zice, roagă-te. Zic, păi, dar am căutat peste tot. Zice, n-asculți, roagă-te. Dar eu le spun la alții să roage. Zic, da, dar asta e un lucru simplu. Nu spui tu că trebuie să ne rugăm pentru toate, și mici și mari. Zic, ba da. Zic, ok, mă rog. Știam care are dreptate, dar nu-mi plăcea că mi-a spus ea, trebuia să-mi dea eu seama. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, e o chestie urgentă. S-ar putea să se pară mică pentru tine, dar ai spus să aruncăm toate grijile și acolo intră și ale mici. Spune Spiritul Profetic că nicio grijă nu e prea mare pentru Dumnezeu ca să nu o poată face și prea mică să fie un burden, să fie o povară. Putem să mergem cu toate. Numai să acceptăm voia lui. Zic, Doamne, asta e o chestie mică, dar pentru mine e mare. Că scholarship-ul băiatului. Te rog frumos, ajută-mă acum să găsesc taxele. Și în clipa aia, Dumnezeu îmi vorbește în minte și zice, nu le mai căuta, că nu s-a acasă. Probabil că au rămas prin Wisconsin, știu eu. Nu le mai căuta, uite ce faci. Te duci pe e-mail, că cine ți-a ajutat să faci taxele, ți-a trimis un e-mail cu ele. Și le scoți din nou și le tipărești. Wow, cum de nu m-am gândit la asta, ce a fost în capul meu? M-am oprit de la rugăciune, am zis, mulțumesc, am sărit, m-am dus la computer, am căutat pe e-mail, am găsit e-mailul, de mult, din urmă, de un an de zile, am tipărit e-mailul, nici n-am tipărit, de fapt, am forwardit la Ovidiu, gata, îi trimit text. Băi, ai primit e-mailul, da, e bine? E bine, rezolvat. Lucrează Dumnezeu sau nu lucrează, fraților? Așa, pe loc, pac. În lucruri mici, în lucruri mari, nepoata mea din Florida a primit telefon, am primit telefon, că e pregnant, că e însărcinată și că copilul are lichid la inimă, crește din ce în ce și că va pierde sarcina și dacă naște, în momentul nașterii, trebuie să facă o operație deschisă pe inimă. La un bebeluș nou născut să-i faci o operație deschisă pe inimă și că nu garantează viața sau sănătatea copilului. S-a dus la doctori în fiecare zi, în fiecare săptămână ultrasunete. Și pe măsură ce creștea copilul, lichidul mai mult și mai mult și mai vizibil. Era clar. A ajuns în luna 8-a. Mă duc la adunare nici măcar o lună în urmă, 3 săptămâni în urmă. Mă duc la adunare, la ora de rugăciune, miercuri seară, și vorbesc cu David Parker și zic, uite care e treaba. Îmi povestește el că fata lui are cancer la sân și e însărcinată în luna 5-a. Dacă face radiație, afectează copilul. Dacă nu face, e un cancer foarte agresiv și va muri. Ce faci? Și zic, David, uite care este deal-ul. Eu mă rog pentru tine fără încetare, pentru fata ta. Și tu te rogi pentru mine, pentru nepoata mea. Și zic, la noapte, și tu și eu ne munim în rugăciune, parteneri.
Ne rugăm unul pentru altul. Și la noapte nici tu, nici eu nu dormim. Ok? Și mâine dimineață vedem ce a făcut Domnul. Ne-a rugat cu toată grupa de rugăciune la înare, după aceea ne-am dus acasă. El s-a rugat acasă, eu m-am rugat acasă. Nu m-am rugat toată noaptea, că am adormit din nou. Când se face așa o anumită oră, e cam greu să ții ochii deschiși. M-am trezit dimineața, am continuat să mă rog, m-am oprit din rugăciune, pa la 9:30, sună Andreea din Florida și zice, băi, nu știi ce s-a întâmplat astăzi. M-am dus la doctor și când mi-a făcut ultrasound, a zis că e ceva de neexplicat, dar bebelușul nu m-a relichit la inimă deloc. A dispărut tot. S-a retras. Zic, stai să spun eu, uite ce s-a întâmplat aseară. Mă sună o săptămână mai târziu David și îmi spune, s-a dus, a făcut operație, a reușit să scoată tot și nu trebuie să facă radiații, nu mai este nici urmă de cancer. Lucrează Dumnezeu sau nu lucrează, fraților? Absolut, absolut. Dumnezeu nu s-a schimbat, Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu vrea să-și manifeste puterea în mijlocul poporului său. Ce-ar fi dacă anul ăsta, în 2014, toți ne rugăm serios? Îl facem un an al rugăciunii, ca niciodată înainte. Îl facem? Numai jumate? Ceilalți ce faceți? Vă aduc trompeta de la armată, de trezire. Toată lumea, ce-ar fi să facem anul ăsta un an al rugăciunii? Și toată lumea a zis, da frate, îl facem un an al rugăciunii. Ne rugăm sau murim? Nu ne trebuie viață fără Dumnezeu. Un an plin de puterea Duhului Sfânt. Un an plin de rugăciune. Un an plin de răspunsuri la rugăciune. Un an în care Dumnezeu se manifestă în jurul nostru. Auziți, zice în Evrei 4:16. În Evrei 4:16. Dacă l-ați găsit, vă rog să-l citiți. Să ne apropiem, cine știe textul? Așa, și cum ai zice acolo? Așa, mai departe. Cum să ne apropiem? Cu deplină încredere. În engleză zice boldly. Ce înseamnă cu deplină încredere, fraților? Ce înseamnă acolo? Știți ce înseamnă? Curaj, e un răspuns bun. Mai ziceți, ia, mai ziceți acolo. Să vă spun eu ce înseamnă. În greacă se traduce așa. Cu deschidere totală, deschidere totală, onestie. Cu curaj, cu confidență, cu bucurie totală și auziți la ultima. Cu o încredere nebună. Zice, cu o încredere nebună. Să te apropii de Dumnezeu cu o încredere fără niciun sens, așa, nelogică, cu o încredere... Nu? Merge atât de departe traducerea din greacă, încât zice, te apropii nu numai cu curaj, nu numai cu deschidere, cu o încredere totală, fără sens. Pur și simplu, nu pui la îndoială pe Dumnezeu. Să ne apropiem Dumnezeu cu o încredere totală. Vreau să vă dau un exemplu. În 1 Împărați la capitolul 18. În 1 Împărați la capitolul 18. Măi, frate, și... iar s-a dus timpul, s-a făcut 12:20. Nu, ne oprim, că și mie mi-e foame și noastră. Și foamea e un lucru sfânt. Masa nu te e pierdută niciodată. Masa o să o luăm cu noi în cer și în cer o să mâncăm. Masa și muzica. Astea două rămân și e bine. Deci, secetă 3 ani și jumătate, vă amintiți? Secetă totală, nicio picătură de ploaie. Acum, dumneavoastră pe aici mai știți ce înseamnă seceta? Okay. Secetă totală și după 3 ani și jumătate, Ilie îi cheamă pe toți prorocii falși, poporul, vă amintiți? Pe muntele Carmel, ați fost acolo? Câți au fost acolo? 850 de proroci falși. Am fost acolo pe munte. Îi cheamă pe toți pe muntele Carmel. Ăia se roagă la Baal și la Astarteia și se taie și țipă și nu se întâmplă nimic. Și pe aceea Ilie reclădește altarul, vă amintiți? Istorioara din Biblie... pune sacrificiu, pune apă, vă amintiți? De se umplu șanțurile cu apă. De unde apă? Că era secetă. Să vedem cine știe. De unde apă, fraților? Din mare, frate. Numai că aia e sărată, nu poți să bei. Tot Israelul, toată mulțimea, toată populația acolo pune apă și apoi el se roagă. Coboară focul din cer, tot țipă, Dumnezeu este Dumnezeu, Dumnezeu este Dumnezeu adevărat, nu știu ce. Și după aceea ce se întâmplă? Ilie îi zice lui Ahab, suie-te în căruță și fugi, că vine ploaia. Zice sau nu zice așa? Păi vreau să vă întreb, venise ploaia? Păi de unde știa că vine? Și dacă nu venea? Vreau să vă întreb, cu sinceritate, dacă erați în locul lui, acum știu că știți povestea, că a citit-o în Biblie, dar hai să fim așa, concreți. Dacă s-ar întâmpla asta azi,
s-ar întâmpla ție sau ție sau mie. E cerul ca rama. Nu se mișcă o frunză în copac, nu bate vântul, nu e niciun nor, nici măcar atâtica. Cât vezi în stânga, în dreapta, în față, în spate, până la mare, până încolo, încoa, nici un nor. N-a plouat de 3 ani jumate. Îi spui lui, împăratului, fugi că vine ploaia. Când, dacă vezi un nor, mai înțeleg. Dacă nu vezi niciun nor, îi spui, fugi că vine ploaia. Hai să fim sinceri. Vă dați seama că aia e încredere nebună? De acord sau nu? E încredere fără sens. E logic. Zice, fugi că vine ploaia. Și Ahab se uită la el. Se uită la cer. Și îți trebuie pastile? N-a zis așa, da? Cam așa. Nu? Aha, pleacă, nu știu, că a crezut, că nu l-a crezut. Probabil că l-a crezut, pentru că a văzut focul coborând din cer. Probabil că l-a crezut. Dar ploaia n-a venit. Și Ilie ce a făcut? Cum? Cum? În ce poziție? No! Și zice că și-a băgat capul între genunchi. Vă amintiți? Știți ce înseamnă aia în cultura ebraică? Deci, în cultura ebraică, dacă intrați în arheologie, dacă intrați în istorie, dacă intrați pe internet și citiți, în momentul în care te rogi în poziția respectivă, uite, să caută ei, să vă dau exact traducerea luată de pe internet. Nu așa pe păreri. O caut, o găsesc imediat. Dați-mi o secundă și 30 de minute. Ok, am găsit-o. Înseamnă intensitate și hotărâre. Când se rugau, când se puneau capul între genunchi, spuneau așa. Nu vreau să văd, mesajul ăsta era. Când se rugau cu mâinile în sus, însemna una. Când se rugau pe burtă, prosternați, era alta. Fiecare poziție avea o semnificație. Fiecare haină avea o semnificație. Fiecare cuvânt avea, fiecare număr avea o semnificație. Poziția asta însemna așa. Nu vreau să vorbesc cu nimeni, nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau să aud nimic, sunt hotărât, mă focalizez numai pe asta, pentru mine nu mai e nimic altceva în lume. Intensitate și determinare. Hotărâre. S-a pus cu capul între genunchi și a zis așa, Doamne, mi-ai promis, acum te rog să-mi dai ploaie. Eu n-am făcut asta de capul meu, am făcut că așa ai zis tu. Așa este Domnul, nu? Vreau să dai ploaie. A răspuns Dumnezeu la rugăciune? Da. Nu! De câte ori trebuie să te roage până să-i răspundă? Așa vedeți, nu, n-a răspuns. Ce a făcut? Vai, m-am rugat și Dumnezeu nu răspunde, vai, ce descurajat sunt, cred că nu mai mă duc la biserică. Așa a făcut? Să înapoi. Sau să băi, ia fugi mă, uite-te încolo de pe munte, uite-te spre ocean. Nimic. Vino înapoi. Cap pe genunchi, între genunchi. Doamne, nu renunț. A doua oară. Nimic. A treia oară. Nimic. A patru oară. Nimic. De câte ori s-a rugat? E, vă contrazic. În ebraică, 7, nu, de 7 scrie acolo. 7 nu înseamnă neapărat numărul 7, dar înseamnă sfânt, plin, desăvârșit, fulfilled, plinătate. Un număr perfect. Care înseamnă că zice că Maria a scos 7 demoni? Nu înseamnă neapărat 7, ori fost 100. Înseamnă că plinătate. Când zice Iisus, să iertați de 7 ori și de 7, nu înseamnă că atâta și a 8-a oră nu mai ierți. Înseamnă că de câte ori trebuie, cam așa se traduce. Ierți de câte ori e nevoie. Nu? Când zice că s-a rugat de 7 ori, mesajul în cultura ebraică, dacă întrebi pe un evreu, așa spune. Înseamnă că s-a rugat de câte ori? Păi să vă spun eu, până primește răspuns. Poziția asta însemna, Doamne, uite care-i treaba. Eu nu mă mișc de aici, odată, de ori, de 10 ori, de 100 ori, nu mă mișc. Ca Iacov, nu te las. Până îmi dai un răspuns. Și tu, care ești Dumnezeu, alegi. Poți să mă împingi, poți să mă omori, dar eu nu plec de aici. Nu spune așa să ne rugăm bold, să ne rugăm cu încredere, cu îndrăzneală. Fraților, spune așa, zice rugăciune, nu știu dacă să cer sau să nu cer, cu frică, rugăciuni micuțe, așa, plângărețe, vai de lume. Fraților, Dumnezeu e mare, rugați-vă rugăciuni mari. Nu zicem cu rugăciuni micuțe, așa, pieptănate, frumos, aranjate, date cu spray. Come on. Rugăciune cu îndrăzneală, frate. Cu respect, dar cu îndrăzneală. Pentru că Dumnezeu ne-a spus să facem așa, nu facem de capul nostru. El ne-a spus să facem așa. Uitați-vă la oamenii din Biblie, toți se roagă cu îndrăzneală. Normal că nu primim răspunsuri. Dacă ne rugăm rugăciuni mici, avem răspunsuri mici, fraților. Se roagă cu îndrăzneală, de câte ori e nevoie, până primește răspuns. Și după aceea să vedeți ce curiozitate. Vede un nor mic, cât era de mic? Cât o? Cât o palmă. Ce înseamnă, mă, fraților, un nor cât o palmă? Dacă aici în Loma Linda, am văzut acum joi, săptămâna asta trecută, joi, am văzut niște nori deasupra casei fratului Dănăiaț, așa, câțiva negri. Și bă, ce frumos ar fi să fie o ploaie. N-a venit nicio ploaie.
Ce înseamnă câte o palmă? Dacă îți vedea aici un nor câte o palmă așa că trece, a venit furtuna? Potop, tornadă. Ești vorba. Vede un nor câte o palmă și zice, run, fugi, vine furtuna, storm. Nor, băi, ce ai mă, frate? Nu vezi cât de mic e? Credință. Fără credință e cu neputință. Să ai atâta credință că tu să vezi sfârșitul de la început până n-a venit. Să ai atâta credință că tu să știi că Dumnezeu nu minte. Și dacă ți-a spus, gata, poți să contezi pe asta. Aia e rugăciunea la care răspunde Dumnezeu. Noi ne întrebăm, ne rugăm rugăciuni mici, ne rugăm rugăciuni anemice, mai mult nu ne rugăm decât ne rugăm, ne rugăm fără curaj, ne rugăm fără credință. Deci Ilie era un om, în Iacov 5 cu 17, Ilie era un om ca și noi, nu era Superman. Ia, Superman, nu era de unde? Iisus s-a rugat la mormântul lui Lazar, Lazar a înviat. Petru s-a rugat la patul lui Tabita, Tabita a înviat. Oamenii din Biblie se roagă rugăciuni curajoase. Fraților, s-a dus timpul, nu mai știu când continuăm, altă dată. Deci așa am spus profetic, ar trebui să ne rugăm rugăciuni pline de îndrăzneală, de curaj și de credință. Confidence. Așa ar trebui să ne rugăm, fraților. Ia să vedem ce mai zici. Auzi ce scrie. Zice că când zice James 5 cu 17, Iacov 5 cu 17, Ilie a fost un om ca noi și s-a rugat cum? Cu stăruință. Dar știți cum zice în greacă? Zice așa în greacă. Proseumai, proseuhe. Știți ce înseamnă asta? S-a rugat rugăciune. Așa se traduce. Spune, cum te rogi rugăciune? Și am stat și am căutat frumos, am căutat mai mult în gramatică și așa se traduce. S-a rugat rugăciunea care e rugăciunea adevărată. Nu s-a rugat rugăciunea aia care e la 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 la. S-a rugat rugăciune adevărată. Nu că s-a rugat așa. S-a rugat rugăciunea care e adevărată rugăciune. Și nu a primit răspuns, normal. Cred că încerc să mă gândesc dacă să mai... O lăsăm aici, fraților. O oprim chiar aici. Că e mult. Am făcut aseară două pagini și acum am mai făcut una. Trei. Și predica are șase. O lăsăm aici. Fraților, haideți să luăm o hotărâre că 2014 e un an al rugăciunii în viața noastră, în viața familiei noastre, în viața bisericii noastre, că nu numai că ne rugăm noi, ci că începem să ne spunem la toți în jur. Facem așa o hotărâre că le spunem, împrăștiem rugăciunea ca boala când cineva are gripă și tușește pe toți. Ha? Împrăștiem rugăciunea ca boala, o punem pe toți. Luăm hotărârea asta că anul ăsta cu toți care ne întâlnim îi punem pe toți să roage așa și folosim orice ocazie care avem să ne rugăm așa, pur și simplu anul ăsta ne focalizăm pe rugăciune. Ce ziceți? Putem să facem treaba asta? Vă e teamă că se întâmplă ceva rău? Vă afectează cumva cu ceva rău? Vă pierdeți ceva? Nu. Vă spun eu că nu se va întâmpla nimic rău. O să fie cea mai mare binecuvântare pentru noastră, familia și biserica noastră. Vă promit treaba asta. Să luăm hotărârea asta, nu mai continui, mă opresc chiar aici. Și mă gândeam, vreau să vă mai spun două, trei povești, dar nu vă mai spun. Nu mai, gata. Păi da? Păi e mai bine așa să-i lași curioși, că după aceea te mai doresc. Am avut un church member, un membru în Wisconsin, îl chema Randy Jones. Tata lui a fost misionar, nu e o poveste spectaculoară, nu e ceva mare așa, dar eu zic că e exact ce trebuie să facem noi. Tata lui a fost misionar în India 31 de ani. Deși cetățean american, s-a născut în India și a avut cetățenie indiană și a crescut în India. Și a venit în America deja când era adult. A făcut facultate de computere, a ieșit programator, după aceea a mai mers la o specializare, după aceea a făcut masterul, după aceea la o specializare. Dacă ați văzut prin Walmart, hărțile alea mari se numesc Rand McNally. El și cu un coleg de-al lui le-au făcut. E om bogat. Foarte bogat. Și locuia, nu în Wisconsin, deși era membru în biserica mea în Delavan, locuia undeva la Crystal Lake, între Wisconsin și Chicago. Între Delavan și Chicago, undeva la mijloc, într-un neighborhood foarte exclusiv, foarte bogat, închis cu poartă și cu lacuri, cu case de milioane, din alea de când le vezi rămâi așa ca la dentist. Mă duceam să-l vizitez și făcea, pastore, ce să fac eu? Că dumneata ai spus că trebuie tot să lucrăm în lucrarea Dumnezeu.
Și că trebuie să ne rugăm cu curaj, trebuie să avem credință plină de curaj și trebuie să vorbim cu curaj. Că ucenicii se rugau bold, aveau bold faith, nu? Și predicau bold, adică cu curaj, nu? Când i-au chemat farisei și le-au spus să nu mai vorbiți, vă amintiți? Pe Petru și pe Ion, vă amintiți? Pe Jean. Să nu mai vorbiți. I-au bătut bine, ăștia s-au întors înapoi și ce făcea biserica? Se ruga pentru ei. Ce s-au rugat? Ce vă rugați dumneavoastră, creații locului? Doamne, ne bat ăștia, ocrotește-ne și fă dreptate să se oprească persecuția. Așa s-au rugat. Ești vorbă. Și Doamne, aude-le amenințările și ajută-ne să predicăm cuvântul cu îndrăzneală. Asta s-au rugat. Nici nu se gândeau la ei. Și ce mi-ai spus, Matale, că trebuie să ne rugăm cu credință, rugăciuni mari pline de curaj, să avem încredere, să predicăm curaj. Cum pot eu să predic în vecinătatea mea când ăștia toți sunt milionari? Toți, multimilionari. Irani, uite care e treaba. Nu e vorba de ce faci tu, e vorba de ce face Dumnezeu. Tu nu poți, e adevărat. Dar Dumnezeu are metode la care tu nu te gândești. Deci uite ce faci. Începi să te rogi de aici înainte și hotărăști un timp. Pui o limită de timp. O lună, mă rog pentru vecini. Și te rogi în fiecare zi și îmi spui și mie de la ce oră să mă rog și eu cu tine. Gata. La cât te trezești? Ah, eu mă trezesc de vreme, la 5 jumate. Gata și eu. De la 5 jumate la 6 jumate. Gata. Încep să ne rugăm amândoi. Eu la mine acasă, el la el acasă. După aceea mă sună părul și acum ce fac? Acum te duci la un vecin. Păi da, dar nu pot să, ăștia nu le schimb. Mai ascultă-mă. Îl vezi când ești dimineața. Da, îl văd. Îi zic, bună ziua, bună ziua, așa atât. Societatea noastră. Bună ziua, ce mai faci, ce mai faci? Bine, bine, niciunul nu face bine. Și zic, uite care e treaba. Te duci la el și spui așa, vecine, zic, tu ai vreo problemă. Ce da, unul din copii nu se simte bine. Ok, te duci la el și spui așa, băi, copilul meu nu se simte bine, probabil ai tu o problemă, aș vrea să mă rog pentru tine și să rogi tu pentru mine. Și dacă e ce nu? Dacă e ce nu, e ce nu. Zic, băi, ție mai tare frică să te rogi pentru el cât e lui frică să te rogi pentru el. Că la noi e frica mare, asta e toată problema. Zic, du-te mă că n-ai ce pierde. De ce te-ai rugat o lună? Acum, după ce te-ai rugat, trebuie să treci și la fapte. Du-te. Ok, mă duc. S-a dus. S-a dus vecinului, băi, uite, așa vreau să mă rog pentru tine. Ce da, sigur, ce și noi suntem oameni credincioși, mergi la biserica cu tare și ce, ia, crede-mă în rugăciune, hai, roagă-te pentru mine. L-a luat de gât și a rugat pentru el, s-a rugat și la pentru el și a plecat. Mă sună apoi, ce a mers, nu s-a supărat. Zic, normal că nu s-a supărat. Dacă spunea nu, ce pierdeai? Că ai de la bicicletă, nu? Ce să? Ok. Ziua următoare, zice, acum te duci iar și spui, bă, uite care e treaba. Ce-ar fi să facem un grup de rugăciune, să invităm vecinii, la mine sau la tine acasă? Și ce, dar ce vrei să mă înveți doctrină de la biserica ta? Nu, nu vorbim de biserică. Numai rugăciune și acasă. Ce, da, sigur. S-au întâlnit amândoi și au invitat 2-3 vecini, după aceea 5, după aceea 7, după aceea 11, au ajuns o grupă de 11. Săptămânal se întâlneau, se rugau unul pentru altul. După vreo 3 luni, ăia întreabă, dar au început să și mănânce împreună? Mâncare din aia nesănătoasă, dar curată, apocrifa, adică necanonizată. Era carne curată. În sfârșit, au început să mănânce. Mâncau acolo salam de curcan cu coca și cu înghețată de nu știu ce. Sună bine, ok. Și după aceea se rugau unul pentru altul, după aceea povesteau. După vreo 3 luni, fraților, îi întreabă, măi, tu, de câte ori veni la tine, tu nu mănânci porc. Care e treaba? Și mai nu mănânc așa, spune în Biblie. Unde spune? Băi, hai să nu discutăm de doctrine, că așa am hotărât. Mai, dar tu ești deosebit de noi. Am văzut că tu sâmbătă te îmbraci la costum. Dar în rest săptămânii nu. Așa te duci la servici? Nu, mai nu sâmbătă mă la biserică. De ce? Băi, am zis că nu vorbim de doctrine. Hai mă, spune-ne. Ok, dacă insiști, hai că spun. Și mă sună, pastore, ce fac? Zic, cum ce faci? Mă întreb pe mine? Predici cu curaj. Dar dacă se supără? Băi, frate, tu nu înțelegi cuvântul curaj. Ție frică mai tare decât ele lor să asculte. Zic, uite aici un DVD, îl pui, e cu creaționism, uite următorul, este cu studii biblice, uite următorul, i-am dat acolo vreo 7 DVD-uri, le pui și le ascultați împreună. Să nu-i spui tu că de la tine n-ascultă, să asculte la televizor, că de la televizor ascultă orice prostie. I-am dat DVD-ul, l-a pus, s-au rugat, au ascultat, gata, săptămâna viitoare ne rugăm și apoi ascultăm alt DVD. La ce mai departe, după vreo 2 luni mă sună, am terminat DVD-urile. Ok, hai că-ți mai dau. I-am dat un set de Doug Becherilor de 24 DVD-uri cu Amazing Facts, le-a ascultat și pe alea, după 3 luni, măi, toți 11 vor să se boteze. Amin! Păi mă așteptam să ziceți amin, fraților. Nu vă bucurați? M-am dus, i-am botezat pe toți 11, dar nu lucrasem eu cu ei. Randy, inginer. După aceea ce, pastore, știi ce mi-au spus ăștia? Că ei vor să aibă o biserică de bogați aici. Gata, care-i problema? N-aveți bani? Că nu, bani avem. Dar care-i problema? Păi nu știu ce să facem. Cum
Măi, uite ce faceți. Căutați un loc, îl cumpărați. A, asta știm. Păi atunci care e problema? Păi nu suntem organizați. Faceți voi biserica că vă organizeze, nicio problemă. Au clădit biserica, au început să strângă pe bogați din Crystal Lake, Illinois. La un moment dat aveau 23, m-am dus, am mai buzat câțiva. La un moment dat aveau 40, m-am dus, am mai buzat câțiva. Toți, o biserică de milionari. Sună bine. Acolo trebuie să te duci, pastor. Fraților, nu mai continui. Mare putere are rugăciunea celui neprionit. Fraților, nu ne trebuie teorie mai multă. Teoria e bună, dar avem grămadă. A venit timpul să trecem la practică. Și nu o să se întâmple niciodată. Așa cum am stat seara, azi cu bani, mâine fără bani. Nu o să se întâmple mâine. Dacă amânați pentru mâine, nici pe mine nu o să vă rugați. Haideți să începem de azi. Astăzi, ianuarie, ce dată e azi? 25. Ianuarie 25.2014. Nici nu mai știu în ce an suntem. Okay. Începem de azi. Astăzi, când mergeți acasă, nu vă așteptați să vedeți luna de pe cer căzând sau minuni. Nu vă rugați pentru minuni. Ne rugăm pentru ce? Și să-L cunosc? Nu vă rugați pentru minuni, nu vă rugați pentru probleme. Doamne, de aici înainte vreau să Te cunosc pe Tine și să am prezența Ta în viața mea într-un mod real. Pentru asta vă rugați. Ok? Nu pentru servici, nu pentru... Pentru asta. Mâine, la fel. Poimine, la fel. Faceți o țintă din asta. Anul ăsta o să mă rog zi și noapte până ajung să-L cunosc pe El. Și să fiu asemenea Lui. M-ați înțeles? Faceți o țintă din cunoaștere Dumnezeu. Pentru că viața veșnică este ce? Să Te cunoască pe Tine. Și când îl cunoaștem pe El, ne rugăm pentru cunoaștere și pentru prezența Lui. M-ați înțeles? Pentru ce? Pentru ce? Pentru cunoaștere și pentru prezența Lui. Dacă ajungem să-L cunoaștem, să avem prezența Lui în inimă și în casă și în biserică, asta e! Când a venit prezența Lui, ce se întâmplă? Păi Dumnezeu nu e slab. Dumnezeu nu este slab. Pe mine Dumnezeu vine cu putere. Se va zdruncina locul. Dar nu trebuie să ne rugăm numai pentru putere. Așa facem noi. Dăm cu tare, dăm cu tare, dar pe El nu-L vrem. Trebuie să ne rugăm pentru prezența Lui. Și când vine, El vine și puterea. Domnul să ne ajute.